Filmul începe prin arătarea copilor abandonați care au fost crescuți de organizație secretă. Acei copii au fost antrenați să devină asasini profesioniști fără milă. Odată considerați demni, erau rascali și se aplicau tatuaje sub formă de coduri de bare direct pe spatele capului. În plus, numele lor erau șterse din baza de date a țării pentru a nu putea fi detectați. Câțiva ani mai târziu, unul dintre băieții antrenați a reușit să devină asasin cu o rată de succes de 100% și este cunoscut sub numele de agentul 47. Cu toate acestea, să-l numim simplu asasin. În acea zi, asasinul efectua o misiune importantă în Rusia. În camera sa de hotel, asasinul comunica cu un intermediar care îl conecta cu clientul. Aici s-a dezvăluit că misiunea pe care trebuie să o îndeplinească era să-l ucidă pe președintele Rusiei. Clientul susținea că președintele era suspectat de implicare în comerțul ilegal cu arme și afaceri de prostituție ilegale care aparțineau fratelui său. În dimineața aceea, președintele Rusiei s-a dus la Palatul de Stat, ca de obicei, și înainte de a intra în clădire, a răspuns la câteva întrebări de la jurnaliștii care îl așteptau de la răsărit. Dar brusc ceva s-a întâmplat care i-a șocat pe toți cei de acolo. După ce a finalizat misiunea, asasinul a plecat imediat la gară să părăsească Rusia, dar a avut o problemă pentru că o femeie l-a văzut. Ceea ce era și mai rău era că interlopul era în drum spre Rusia pentru a-l aresta. Pentru că nu voia să fie prins, asasinul a cerut imediat identitatea martorului și nu a durat mult până când intermediarul i-a spus că numele familiei era Nica, cu un tatuaj cu un dragon pe obraz. Din păcate, când asasinul a vrut să o întâlnească pe Nica, a apărut un alt asasin care a încercat să-l oprească. S-a dovedit că acest asasin fusese angajat de agenția de informații ruse și provenea din aceeași organizație ca asasinul, dar din fericire, asasinul a reușit să evite toate atacurile. Pe de altă parte, un agent Interpol numit Mike tocmai aterizase în Rusia. El a primit sarcina de a-l aresta pe asasin, care era suspectat de a fi cetățean străin. De asemenea, a primit informații că asasinul era ascuns într-un hotel. A ajuns la locație, Mike a cooperat imediat cu poliția locală, dar un agent special rus, Yuri, nu a fost de acord cu sosirea Interpolului, mai ales că cazul s-a petrecut în Rusia. Deci, fie că voia sau nu, Mike a trebuit să se retragă din acest caz. În același timp, asasinul a primit informații de la intermediar că președintele Rusiei era încă în viață, ceea ce însemna că nu va fi plătit pentru că ținta nu murise încă. Asasinul a fost confuz de știre, chiar dacă glonțul a lovit capul președintelui. Apoi a bănuit că ceva nu era în regulă cu această misiune și nu după mult timp intermediarul a informat că locația sa fusese descoperită de poliția rusă. Deci, fără să stea pe gânduri, asasinul a activat imediat o bombă capcană în camera sa. El apoi s-a îndepărtat purtând cele două pistoale și a început să termine toate forțele speciale care au stat în cale. Între timp, Mike și partnerul său tocmai au intrat în hotel. Amândoi erau îngrijorați pentru că Hitman ucisese toate forțele speciale rusești. După ce au străbătut toate coridoarele, Mike a reușit în cele din urmă să-l oprească pe Hitman, dar, ca un mare asasin, Hitman a reușit să-l păcălească. Mike și partnerul său au decis să caute în camera lui Hitman, dar, din nefericire, acest criminal își distrusese deja toate lucrurile, astfel încât nimeni să nu poată găsi vreo urmă. Apoi a găsit o valiză care conținea dispozitive de ascultare. Nu mult timp după aceea, Yuri și oamenii lui au venit în cameră de asemenea. Părea enervat pentru că Interpol intervenise în acest caz și, desigur, Mike era suspicios în privința motivațiilor lor și se întreba de ce agenții ruși doreau să gestioneze acest caz fără ajutorul Interpolului. S-a dovedit că Yuri bănuia că Hitman făcea parte din CIA, trimis de Statele Unite ale Americii să-l ucidă pe președinte. Pe de altă parte, Hitman a ajuns la locația lui Nica și în mijlocul nopții a răpit-o imediat. A apoi adus-o într-un loc liniștit și a amenințat că o va omorâ dacă nu-i spune adevărul. Pentru că Nica era speriat, a explicat că președintele era un frate geamăn care este foarte obsedat de putere și comite adesea crime. Acesta este numit Sam. În plus, Nica pretindea că este amanta lui Sam, dar era mereu torturată și abuzată. Într-o zi, președintele a refuzat să se implice în afaceri legale lui Sam, așa că Sam a decis să-și elimine fratele, angajând un asasin și după aceea el ar fi înlocuit pe fratele său ca președinte. Ascultând toate explicațiile lui Nica, Hitman și-a dat seama că clientul său era Sam. Între timp, la secția de poliție rusă, Mike a cerut informații despre planul orașului. Apoi, un șef de poliție a explicat că toate rutele de transport erau păzite îndeaproape. Cu toate acestea, liniile de tren din oraș nu erau păzite, pornind de la aceste informații, Mike a concluzionat că Hitman cu siguranță ar merge la gară. După cum era de așteptat, Hitman și Nica au mers acolo. Cu toate acestea, Hitman și-a dat seama că și Mike era acolo, așa că i-a spus lui Nica să se despartă. Apoi s-a deghizat într-un controlor de tren în timp ce căuta o modalitate de a scăpa, dar din nefericire exista un asasin care îl urmărea. Din cauza asta, Hitman a încercat să-l înșele și când asasinul nu era atent, Hitman a lovit imediat. După ce a lovit asasinul, Hitman a văzut trei oameni care purtau arme. Simțindu-se amenințat, a fost hotărât să-i găsească și să-i termine pe toți, dar s-a dovedit că acei trei oameni erau asasini angajați din organizația lui care fusese angajați de Sam. Ca un hitman care avea principii, Hitman i-a provocat să lupte corect. După aceea au înlocuit arma cu o sabie și lupta a început. După ce a terminat brutal, Hitman a venit la Nica care se ascundea, dar se pare că Mike și partenerul său erau deja acolo, așa că fără altă opțiune, Hitman a fost forțat să-l împuște. De fapt, Hitman chiar vrea să-l termine pe acest agent Interpol, dar Nica l-a convins să lase pe Mike în viață, mai ales că nu era o persoană rea care voia să-l ucidă. Nu mult timp după
aceea, echipa medicală și o ambulanță au venit la gară pentru a le acorda ajutorul lui Mike și prietenului său. Din fericire, Mike nu a fost rănit prea grav. Puțin mai târziu, Yuri s-a întors la Mike și a subliniat că Interpolul nu ar trebui să mai intervină în misiunea de prindere a lui Hitman. Ascultând asta, Mike doar a zâmbit, în timp ce îi dădea palme pe umăr agentului rus, dar de fapt a făcut asta pentru a putea strecura un dispozitiv de ascultare în costumul lui Yuri. După aceea, Mike și colegul său s-au dus la biroul agentului rus, ascultând fiecare conversație a lui Yuri. Au descoperit în cel din urmă că agentul colabora cu Sam, fratele geamăn al președintelui. În afară de asta, Mike a auzit și că Sam a angajat intenționat asasin din aceeași organizație ca Hitman, astfel încât să se poată omorâ unul pe altul. În felul acesta, nimic nu ar putea să-l oprească să devină președinte al Rusiei. Au făcut toate acestea pentru a-și proteja afacerea cu armea fratelui său cel mai mic. În mijlocul acestei situații, un om al lui Yuri a venit la mașina lui Mike și l-a forțat să se întoarcă în Anglia. Pe de altă parte, Hitman și Nika erau într-o zonă îndepărtată pentru a se ascunde temporar. În acel loc, Hitman părea foarte furios din cauza incidentului din gară. Când Nika i-a interzis să-l omoare pe Mike ca asasin, Hitman simțea că a încălcat propriile sale principii și pentru a plăti pentru greșeala sa, trebuia să o termine pe Nika. Cu toate acestea, Hitman a simțit brusc că îi părea rău pentru că această femeie fusese abuzată și chiar torturată prea des de către Sam. După aceea, Nika a dat informații importante despre cel mai mic frate al lui Sam, Udria Beliakov. Nika a spus că Yuri era ținta asasinatului CIA-ului, dar el este încă în viață până acum pentru că este protejat de Rusia. Auzind asta, Hitman a avut intenția să implice CIA-ul, în special în adunarea de informații despre afacerea ilegală a lui Yuri. În acea seară, Hitman i-a spus lui Nika să se întâlnească cu un agent CIA. Hitman nu s-a întâlnit intenționat cu agentul în persoană pentru că ar fi putut ridica suspiciuni. A ales să monitorizeze de la distanță pentru a se asigura că Nika este în siguranță. Apoi a vorbit la telefon și l-a invitat pe agent să coopereze. Ideea este că Hitman ar fi ajutat CIA-ul să-l elimine pe Udria Beliakov atât timp cât agentul era dispus să furnizeze informații valabile. Și fără multe discuții, amândoi au fost de acord. După aceea, agentul CIA a spus lui Hitman că Yuri se va întâlni cu un mafiot din Germania la Istanbul. Pe scurt, Hitman și Nika au ajuns la locul întâlnirii. Înainte de a începe misiunea lui, Hitman a aflat totul despre mafia germană pentru că plănea să meargă sub acoperire, mai ales pentru că Yuri nu o întâlnise niciodată pe acea persoană. În afară de a studia identitatea mafiotului, Hitman a verificat și toate locațiile pe care mafiotul ar fi vizitat. În acea seară, Hitman a invitat-o pe Nika să mănânce la un restaurant în timp ce monitoriza ținta operațiunii sale. Hitman a pus intenționat medicamente în băutura mafiotului. Când ținta vomita în toaletă, Hitman a început imediat acțiunile sale în mod brutal. După aceea, Hitman s-a grăbit să-l întâlnească pe Yuri folosind identitatea pe care o furase, dar din nefericire Nika era deja beată și îl băga în ceartă în mod constant, așa că Hitman a fost nevoit să o rogheze. Fără a pierde timpul, Hitman s-a dus la clubul de noapte unde Yuri urma să se întâlnească cu mafia. La sosirea la locație, Yuri părea să creadă în deghizarea lui Hitman, dar unul dintre oamenii lui Yuri i-a spus că adevăratul mafiot nu este el. Din cauza aceasta, Yuri a devenit foarte furios și a izbunit un schimb de focuri. Hitman l-a omorât imediat și a făcut asta pentru ca Sam să iasă la iveală. Pe de altă parte, Mike și colegul său era la sediul Interpolului, iar dacă au fost expulzați din Rusia, ei încă investigau cazul. Acolo ambii au adunat fotografii cu președintele Rusiei, iar apoi au descoperit ceva ciudat, unde există două fotografii făcute în aceeași dată. Acest lucru l-a convins pe Mike și mai mult că președintele chiar are un frate geamăn. Între timp, Yuri a fost atribuit să ascundă acest secret. Apoi Mike a verificat din nou geanta lui Hitman pentru a-i găsi urmele, dar nu a găsit nimic în afară de o cheie în formă de cruce. Văzând forma sa ciudată, s-a întrebat ce era de fapt acest lucru. Nu după mult timp, Mike a auzit despre moartea lui Yuri și desigur a cerut superiorilor permisiunea de a se întoarce în Rusia pentru a aresta pe Hitman, dar din nefericire i s-a spus să oprească investigația pentru că Rusia ar putea amenința securitatea țărilor din Europa. Cu toate acestea, chiar dacă i s-a interesat să facă investigația, Mike tot avea să-și continue căutările. În plus, față de asta, intenționa să meargă la mormântarea lui Yuri pentru că Hitman cu siguranță ar fi acolo. Pe altă parte, Hitman era într-un tren spre Istanbul. Nu putea să aștepte să-l termine pe Sam, astfel încât misiunea sa să fie considerată un succes. Nu numai asta, vrea și să o răzbune pe Nika, care fusese mereu torturată de Sam. Hitman nu-și dădea seama că conștiința lui revenise ca un om normal, chiar dacă nu i-a păsat niciodată de nimeni, dar de când o întâlnise pe Nika, inima lui s-a înmuiat și a devenit mai uman. Apoi a spus lui Nika să meargă cât mai departe posibil pentru a nu fi urmărit de huliganii lui Sam. Dar înainte de a se despărți, Nika l-a întrebat despre identitatea reală a lui Hitman pentru a putea să-l întâlnească din nou. Hitman i-a spus apoi povestea lui și i-a spus porecla lui, care era agentul 47. În același timp, Yuri s-a întâlnit cu Sam pentru a discuta despre Hitman, care începuse să le amenințe viața ambilor. Aflând acest lucru, era foarte furios pe Yuri pentru că nu a reușit să-l omoare pe Hitman chiar dacă angajase 4 Hitman în același timp. Se mi-a dat lui Yuri o ultimă șansă. Trebuia să angajeze un alt asasin pentru a-l ucide pe Hitman la mormântarea lui Yuri. În acea noapte, când acest agent rus se ocupa de dosarele funerare al lui Yuri, brusc electricitatea din biroul său a fost oprită și cineva l-a atacat. Nu după mult timp, Yuri s-a trezit și era legat într-o cadă. Hitman a forțat pe Yuri
Fury să-și schimbe ținta pentru asasinul angajat. Hitman voia ca asasinul să tragă în semn exact la 2:30 la biserică, unde avea loc înmormântarea lui Yuri. Dacă Yuri nu vrea să coopereze, era electrocutat până la moarte. Între timp, înainte ca Sam să ajungă la înmormântare, Mike, care ajunsese primul, a fost destul de surprins de gardienii de acolo. Aparent, Sam angajase gardien să păzească locul foarte bine. Nu după mult timp, Sam a venit și a început discursul său la mormântare folosind identitatea președintelui. În același timp, Yuri părea din ce în ce mai îngrijorat, pentru că Hitman i-a dat doar 12 minute să-și execute comenzile. Pentru că nu voia să moară ridicol, Yuri în cele din urmă a urmat ordinele lui Hitman și a contactat asasinul angajat să tragă în Sam. Și asta s-a întâmplat. Gardienii au încheiat imediat toate intrările și ieșirile, apoi l-au luat pe Sam în alt loc, dar s-a dovedit că Hitman se deghizase ca unul dintre gardieni. Prin urmare, imediat i-a maltratat și a ucis pe toți. Hitman a tras apoi pe Sam într-o cameră pentru episcop, dar din nefericire Hitman a fost atacat de un alt asasin. Între timp, Mike simțea ceva ciudat în legătură cu incidentul de acum, pentru că era sigur că împușcătura nu era în stilul Hitman. În același timp își amintea de cheia în formă de cruce pe care a găsit-o în geanta lui Hitman. După ce a întrebat un preot, Mike a aflat în cele din urmă unde se afla Hitman și s-a dovedit că cheia era pentru a deschide camera episcopului. Și fără să stea prea mult pe gânduri, Mike a mers direct în camera la care preotul se referise. Pe de altă parte, Hitman tocmai îl învinsese pe asasin și era pe cale să-l termine pe Sam, dar înainte de face asta a adus în discuție suferința lui Nika, care fusese pedepsită timp de mulți ani. Și desigur, nu l-ar fi lăsat pe Sam să moară fără să-și dea seama de păcatele sale, dar pentru că Sam se temea să moară, i-a oferit o viață sigură și confortabilă împreună. Cu acestea, Hitman a refuzat toate ofertele și l-a ucis imediat pe Sam fără milă. Din nefericire, Mike și grupul s-au reușit să-l atace pe Hitman de afară și s-a predat fără luptă. A fost apoi arestat și dus într-o mașină, dar pe drum mașina a fost interceptată de agenții CIA care lucrau cu Hitman. Au încercat să prindă pe nepregătite ofițerii Interpol pentru ca Hitman să poată scăpa. După câteva luni, Hitman a mers la locația lui Mike. Acolo el a explicat că era dintr-o organizație care recruta mereu băieți abandonați pentru a deveni asasin, pentru că Hitman simțea vinovăție pentru eșecul misiunii Interpol, iar Hitman s-a clonat în cele din urmă. După aceea a ucis propria sa clonă la casa lui Mike, astfel încât acest agent Interpol să nu mai fie nevoit să-l urmărească din nou. La sfârșitul filmului, Hitman a decis să devină protectorul lui Nika de la distanță. Acum devine din ce în ce mai uman, dar tot va fi brutal. Filmul se încheie cu un final fericit.